Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi ne aflăm alături de psiholog Diana Zamfir. Vom discuta despre tulburări de tip autism, dar mai multe ne va spune ea, de fapt. Bună, Diana! Bună! Când ne dăm seama că micuțul nostru are o problemă? Părinții de regulă sesizează faptul că copilul lor nu vorbește, deși are aproape 2 ani, 2 ani jumate, limbajul este absent. Și de asemenea ei mai observă că, deși îl strigă de foarte multe ori, nu răspunde la propriul nume, că, adică când spun că nu răspunde, nu numai că nu răspunde verbal, dar nici măcar nu întoarce capul sau privirea, că își flutură mâinile sau are alte comportamente bizare. Stereotipii, fixează tot la fel, de exemplu, privirea pe un spectru luminos, alții își flutură mâinile sau merg pe vârfuri. Contactul vizual nu persistă, deși mama îi arată anumite jucării pe care le plimbă și le tot manipulează pe lângă spectrul vizual. Copilul nu întoarce privirea către acea jucărie sau nu păstrează contactul vizual cu mama sau cu jucărie. De câte ședințe este nevoie pentru micuț să fie mai bine? Ar fi ok ca în primii 2 ani de când se află că el este diagnosticat cu autism să facă minim 2 ore pe zi, zilnic, dacă se poate. Nu ne referim aici doar la terapia ABA, tocmai pentru că spun că face 2 ore pe zi și ar trebui și mai mult. Când spun mai mult, nu înseamnă să facă terapia ABA o 4 ore sau 8 ore pe zi, ci să se facă o abordare și prin joacă, să facă și kinetoterapie, pentru că ei de regulă au și probleme pe partea motrică, pe dezvoltarea motrică. Au nevoie să facă tot la fel un sport, cum ar fi, de exemplu, notul, ca să-i stimuleze pe partea kinetoterapeutică. Ar avea nevoie de logopedie în momentul în care apare limbajul, ca să poată să facă corecție și pe anumite sunete, pe pronunție sau pe fluență. Și pe lângă terapia ABA se mai pot face la grădință să meargă însoțit de un shadow sau orice alt fel de terapie făcută prin joacă, dar nu la fel de structurat, nu neapărat o structură terapeutul copilul la masă. Este nevoie de terapie și pentru părinți? De regulă, părinții când află de diagnostic trec prin faza de negare, prin multe stări emoționale accentuate și ei ar avea nevoie de psihoterapie. Noi la centru punem accent pe acest lucru ca și părinții să intre într-un demers de dezvoltare personală odată ce copilul intră în terapie. Și acolo părinții învață în același timp să accepte diagnosticul, dar și cum să se comporte cu copilul și ce fel de consecințe și recompense să-i ofere copilului la anumite comportamente. Știm că nu se poate vindeca, dar într-adevăr se ameliorează, nu? Starea destul de mult dacă vine la terapie. Da, se ameliorează. Este un diagnostic, cum ai spus și tu, care se păstrează pe tot parcursul vieții. În schimb, cum am mai spus un pic înainte, cam în jur de 2 ani, dacă s-ar lucra intensiv pe terapie, un copil s-ar numi recuperat. Recuperat înseamnă că el este integrat social, poate să frecventeze o grădiniță sau o școală în învățământul de masă, poate merge apoi la liceu, la facultate, poate avea o familie, poate avea o profesie, este la fel de independent ca și noi ceilalți. Deci ei nu trebuie să meargă neapărat la o școală specială, nu? Asta depinde foarte mult de nivelul lor de dezvoltare, de diagnostic cu timpuriu, de implicarea familiei, de planul structurat de intervenție și, cum am spus, de potențialul copilului. În funcție de acești patru piloni, copilul se poate integra în învățământul de masă sau sunt și copii care, dacă sunt un pic mai grav afectați de această tulburare, vor fi direcționați către învățământul special. Este greu să lucrezi cu astfel de copii? Este o muncă destul de grea, pentru că asta înseamnă să construiești ca într-un puzzle fiecare piesă, să o pui cap la cap. În schimb, satisfacțiile sunt și le măsurăm. Poate chiar dacă pentru cei din afară nu sunt la fel de vizibile, pentru familie înseamnă foarte mult când îți auzi copilul că spune apă, spune cuvântul apă și că cere apă cu sens.
că auzi copilul că spune vreau la baie să fac pipi sau poate nu face o propoziție, spune pipi, pipi, pentru deși în exterior poate alte persoane necunoscute nici nu se sizează că acel copil a făcut niște progrese și n-ar fi chiar atât de vizibile, pentru familie contează enorm că el începe să spună și să comunice în cuvintele lui puține cu, cu ei, cu familia. Și din nou spun, progresul la noi în terapie înseamnă că a învățat câteva cuvințele, că a învățat să spună propoziții, să răspundă la câteva întrebări. Este o muncă minuțioasă și de răbdare. În schimb, întotdeauna când vezi familia cât se bucură și, și copilul când îl vezi din ce în ce mai funcțional, satisfacția este pe măsură. Pe lângă faptul că tu lucrezi foarte mult cu copii, ești de asemenea psiholog și pentru cupluri și pentru adolescenți? Da. Da. Și, dar de ce ai ales mai exact să lucrezi cu copiii cu autism? Cu copiii cu autism am început să lucrez când eram la master și îmi făceam lucrarea de dizertație. Acolo am cunoscut, făcând o lucrare pentru dizertație, am început să caut, am vrut să fac pe această tulburare și am început să lucrez cu ei. Mi-a plăcut foarte mult și am tot lucrat în continuare cu, am continuat pe acest segment cu copiii cu autism. Eram o persoană destul de agitată și nu trebuia ca lucrurile să se întâmple așa cum le vreau eu în momentul acela. Lucrând cu copiii cu autism, a trebuit să-mi duc răbdarea și să văd progrese mici, să mă bucur de fiecare pas și pe mine acest lucru m-a ajutat inclusiv în viața mea personală să iau lucrurile ca atare, să mă bucur, să zic, de prezent, de moment și de fiecare lucru. Și de asemenea, văzând copii care ar putea să se recupereze, copii cu potențial, mi-a plăcut să fiu lângă ei, să fiu parte din viața lor și din schimbarea lor. Tu ai o asociație non-profit. Da. Te rog să îmi spui mai multe despre această asociație. Asociația Evolution Center a venit tot din acest gând de a ajuta copiii să se recupereze și să fie integrat social. Tocmai pentru că am avut experiența copiilor cu autism, aici a fost primul proiect și ne-am dorit să facem această cameră de terapie pentru ei. Să o mobilăm, în primul rând, să o utilăm, să aibă jucării adecvate, un spațiu stimulativ pentru învățare. Și acum, următorul pas, vrem să strângem fonduri în așa fel încât ca 4 copii să beneficieze de terapie gratuită. Se fac donații, da? Aveți o pagină de Facebook? Da, avem o pagină de Facebook, Asociația Evolution Center, Health About Soul and Mind. Avem și blog pe wordpress.com, tot Asociația Evolution Center. Ce pot să spun? Asociația Evolution Center își propune în mare măsură să aducă sănătatea mentală atât a copiilor cât și a adulților și a cuplurilor. Un alt proiect drag mie a fost acesta de a ajuta cuplurile și familiile să rămână într-un fel unite și să fie ok din punct de vedere psihic pentru copiii lor și să-i ajute cât mai mult, pentru că ei, copiii, au nevoie de mult echilibru și au nevoie de niște părinți sănătoși mental. Da, exact. Și copiii au nevoie de terapie, dar și părinții ar avea nevoie de terapie până la urmă, pentru că sunt multe cazuri în care ei află că micuțul lor are o problemă, se ceartă, se despart și în final cel mai mult suferă copilul. Exact. Da. Copilul este la mijloc. Îți mulțumesc foarte mult, Diana, că ai fost alături de noi. Astăzi am aflat mai multe lucruri despre autism, ce ar trebui să facem în cazul în care depistăm că micuțul nostru are o problemă. Nu trebuie să ne panicăm, nu? Nu trebuie să ne panicăm, o luăm ca atare. Important este să înceapă cât mai repede terapia. Venim la psiholog, exact. Da? Atât micuțul cât și părinții, da, ar trebui să vină, așa ar fi cel mai bine. Dragi telespectatori, până data viitoare, eu vă doresc multă sănătate!